Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Crista Rot. În această seară voi face din nou predicții pentru ziua de mâine, de ziua de luni, 13 ianuarie 2020. Nu voi mai folosi cărțile de tarot, așa cum v-am obișnuit, sau oracolul îngerilor, ci oracolul porților. Voi folosi de data aceasta pentru a afla la cine putem aștepta și vă invit să vă alegeți una dintre cele trei variante, variantele cu pietrele de cristal, piatra albă, folosind data aceasta piatra roz sau piatra albastră, gândindu-vă la ziua de luni, la ce vă așteptați de această zi, puneți o întrebare, o dorință, dacă doriți să realizați ceva în mod special. Înainte de a începe predicția, țin să vă mulțumesc pentru prezența pe acest canal și pentru faptul că v-ați abonat și sunteți din ce în ce mai mulți abonați, pentru toate mesajele voastre frumoase. Și mai doresc să vă adresez rugămintea de a lăsa toate reclamele publicitare care sunt pe acest canal, la fiecare etalare, la fiecare predicție pe care o urmăriți, să se deruleze până la capăt, fără să le întrerupeți aceste reclame. Ele durează doar câteva secunde, nu este nevoie să dați click pe ele. Dacă doriți, vă interesează reclama, sigur, puteți să dați click, să vedeți mai departe despre ce este vorba, puteți să intrați pe site-urile pe care vă direcționează. Ele sunt sigure, deci nu sunt site-uri imaginare sau, mă rog, ale hackerilor sau mai știu eu ce, dar nu este obligatoriu să dați click pe reclame, ci doar să le lăsați să se desfășoare până la capăt pe acest canal, pentru că ajută aceste reclame la întreținerea acestui canal, la creșterea acestui canal. Și să trecem și la predicția propriu-zisă. Așadar, pentru prima variantă, varianta pietrei albe, să vedem cum va fi ziua de mâine. Ne putem aștepta, vă puteți aștepta și cu toții, pentru că acum fiecare în fie putem să fim cei care alegem una dintre cele trei variante. Deci să vedem cum va fi ziua de luni, 13 ianuarie, atât pentru dragoste cât și pentru profesie sau bani. La voi se grăbește poate o călătorie, niște speranțe pe care vi le face sau oportunități, și se întrevăd, să zic așa, șansele de a avea o situație mai bună chiar pe următoarele zile, săptămâni, deci nu numai pentru această zi cu care fac predicția. Da, vă vin vești, vești legate de călătorie, vă vin poate chiar o împăcare, poate chiar un succes, reușiți ceva. Să vedem. Deci să vedem din punct de vedere profesional, în primul rând, cum va sta mâine. Să vedem din punct de vedere relațional al sentimentelor și să vedem și din punct de vedere financiar, cu banii. Din punct de vedere profesional, voi trebuie să fiți atenți, da, atenți, foarte atenți, că lucrurile nu par așa cum sunt. Trebuie să fiți atenți să nu fiți mințiți, să nu fiți înșelați, să nu aveți de-a face cu colegi care ascund lucruri de voi, nu vă spun totul sau vă lucrează pe la spate, ca să zic așa. E o poartă falsă, mi-a ieșit aici. Deci, cu poarta falsă, unde să le pun așa. Ceea ce îmi vorbește despre faptul că este ceva fals acolo la voi, la locul de muncă, da? Legat de ceea ce faceți voi, de relațiile pe care le aveți cu cei de la servici. Poate să apară și o chestiune de vanitate, de mândrie, de lăudăroșenie. Mai poate să apară și oportunitatea unor înșelătorii. Acum, fie că voi veți fi cei înșelați, fie că voi veți găsi oportunitatea să înșelați pe cineva cu ceva. Dar e foarte posibil la locul de muncă, legat de profesia voastră, să aveți de a face cu situații nesincere, situații, persoane nesincere, înșelătoare, situații înșelătoare sau persoane care nu sunt sincere, da? Sau care să aibă dublu efect, spre exemplu. Fiți atenți la ceea ce faceți sau la ce propuneri sunt, că pot să aibă cu dublă finalitate, da? Sau să nu fiți dublați.
Da, să nu fie cineva care se folosește de voi și să fiți trecuți rezervă, spre exemplu, sau o situație de genul, da? Deci vă pune în gardă, practic, vă pune în gardă această carte pentru pe voi, pe mâine, legat de servicii, de relațiile cu șefii, cu partenerii de afaceri, cu colegii, pentru că nu sunt situațiile foarte clare acolo, nu sunt niște situații foarte corecte, da? Poate că vi se creează iluzia sau să nu vă faceți iluzii legate de o anumită persoană, de un anumit loc de muncă, de o anumită relație cu cineva, da? Pentru că poate că cineva încearcă să profite de credința voastră, de naivitatea voastră, da? Poate să vi se ofere un loc de muncă care nu este tocmai corect, da? Sau un contract să nu fie tocmai corect, sau persoana cu care aveți de-a face să nu fie tocmai corectă, sau să-și arate și o parte a sa mai ascunsă, mai negativă, da? Atenție că poate intrați într-o situație fără ieșire, care nu vă dă niciun fel de reușită în ceea ce doriți voi să faceți. Așadar, vi se cere să fiți mai prudenți mâine la locul de muncă, să vă faceți proiecte mai obiective, să fiți mai realiști în ceea ce vă faceți voi, să vă bazați mai mult pe voi înși vă decât pe ceilalți, da? Deci nu încercați să să vă bazați pe alte persoane să vă ajute, pentru că s-ar putea să vă ducă într-o situație neplăcută. Există aici niște lucruri ascunse, da? Din punct de vedere al sentimentelor, aici sunteți puși la niște probe, la niște încercări de Dumnezeu, este aici poarta sfântă. Poate va trebui să vă apropiați mai mult de religie, să fiți mai spirituali, să fiți mai credincioși, să aveți mai multă credință. Să vă demonstrați, poate, fidelitatea față de cineva, față de o anumită persoană. Poate că va trebui cumva să întoarceți spatele trecutului, să uitați anumite persoane, să vă recunoașteți greșelile, da? Să o luați de la capăt, poate, într-o relație sentimentală, să vă eliberați, poate, de o anumită persoană care nu mai, într-o de o relație care nu mai funcționează. Pentru că, practic, preotul reprezintă necesitatea voastră, deci Poarta Sfântă și preotul care se vede aici, îmi apare, cartea reprezintă necesitatea voastră de a vă elibera de un trecut, de un trecut greu, care încă vă creează dificultăți și în prezent, cumva. În orice caz, ceea ce vi se va întâmpla mâine va clarifica oarecum problemele voastre din trecut. Da? Deci a fost ceva fals, ați fost folosiți, ați avut parte poate de a face cu persoane incorrecte, imorale, da? Deci situații foarte puțin clare. Da? Și voi trebuie practic să vă rupeți de această situație, de acest trecut. Da? Deci trebuie să încercați cumva să vă construiți un nou viitor, o nouă situație. În orice caz, cartea anunță că foarte curând veți începe ceva nou într-o relație, poate ceva se va schimba. Probabil se va schimba total față de cum voi vă așteptați, cum a fost. Va fi o situație mult mai pozitivă. Veți avea mâine, poate chiar aveți șansa să cunoașteți o altă persoană care să fie total diferită de tot ce ați cunoscut până acum. Deci să vă ajute mai mult. În orice caz, trebuie să vă eliberați de relațiile sau de persoanele negative. Atât, poate chiar e necesar să vă schimbați locul de muncă sau localitatea în care sunteți. Trebuie să aveți curajul, practic, să vă urmați propriile gânduri, propriile vise, propriile dorințe. Da? Cartea este foarte pozitivă pentru că, în orice caz, cartea spune că în viitor veți găsi curajul ca să vă rupeți de trecut, să vă rupeți de legăturile nefavorabile, de legăturile periculoase, de tot ceea ce negativă, da? De tot ceea ce nu era bun. În orice caz, cartea vă sfătuiește să, dacă doriți să schimbați viața voastră în bine, trebuie să vă eliberați de toate fantomele trecutului, da? Deci să vă eliberați de tot ce a fost rău în trecutul vostru, negativ.
tot ce v-a ținut pe loc sau v-a creat dificultăți, neplăceri, suferințe. Și din punctul de vedere al banilor, aici mi-a ieșit poarta magică. Deci se va întâmpla ceva neașteptat în viața voastră. Apar ce, veți descoperi poate un secret, veți avea o revelație. Apar poate niște vești care vi s-au ascuns, apar la suprafață. Da? Deci, din punctul de vedere al banilor, asta se vorbește despre faptul că veți face mai multă lumină într-o situație. Se va lumina o situație, veți vedea de unde vi se trag anumite probleme, poate. Sau vi s-au tras anumite probleme legate de bani. Deci, în orice caz, se face lumină asupra unor situații financiare. Este foarte posibil că cineva încearcă cumva să vă împiedice să câștigați niște bani, să vă ajungă niște bani la voi. Da? Sunt niște informații, niște vești care vi se țin ascunse. În orice caz, această carte care a venit acum către voi în această etalare avertizează că vor fi niște lucruri importante pe care voi trebuie să le descoperiți și le veți descoperi. Nu trebuie să fiți să abandonați, ci trebuie să încercați să căutați mai mult, să descoperiți adevărul până la capăt. În orice caz, cartea poate să spune că din punct de vedere financiar este posibil că voi să nu aveți acum încă toate detaliile, dar încet, încet o să vedeți că se clarifică totul și veți reuși să obțineți ceea ce vă doriți și chiar mai mult de atât. Da? Deci, cartea în practic vă și sfătuiește de altfel că nu trebuie să renunțați să vă informați mai mult asupra unor aspecte care sunt neclare, da? Deci în chestiunile financiare, să aflați de ce nu vă vin banii sau de ce aveți pierderi, etc. Pentru că cineva se pare că încearcă cumva să vă obstaculeze să câștigați cât aveți nevoie sau pentru cât munciți voi, da? Cineva cumva vă scurge, să scurg banii voștri și în buzunare altora și fără știrea voastră, cum ar veni, da? Cam asta e pentru cei care și-au ales pe prima variantă. Haideți să vedem și la varianta a doua, a pietrei roz, cum va fi ziua de luni, 13 ianuarie 2020, la ce vă puteți aștepta, pentru că vă veți bucura. Aici voi aveți cumva o poartă a casei și gardianul porților, ceea ce îmi spune că cineva încearcă cumva să vă împiedice să ajungeți să aveți o reușită, un succes. Aveți grijă că cineva încearcă cumva poate să vă nu vă lase să ieșiți într-un loc sau să ajungeți într-un loc, într-o casă, da, într-o situație, într-o oportunitate. Încearcă cumva să cineva încearcă să vă obstaculeze. În orice caz, din punct de vedere financiar, profesional, pardon, în ceea ce vă doriți voi, legat de profesie, să aveți un nou loc de muncă, să obțineți promovarea de care aveți nevoie, să vă meargă mai bine cu locul de muncă, cheia este la voi, de voi depinde. Aflați niște secrete, găsiți soluții. Depinde de voi dacă vă doriți un nou loc de muncă, dacă doriți să veți găsi soluția în orice caz, veți avea succes. Deci dacă căutați mâine să vă angajați, aveți succes la un interviu, spre exemplu, sau să vă găsiți un loc de muncă, sau aveți succes la locul de muncă, să vă înțelegeți bine cu colegii, cu șefii. Da, deci talentele voastre vor fi puse în valoare, veți găsi soluția la ceea ce vă interesează pe voi. Este una dintre cele mai pozitive cărți ale acestui oracol. În orice caz, această carte vă asigură că veți avea succes, că veți găsi soluția la problema pe care o aveți legată de locul de muncă. Este doar o chestiune de timp, de ore, să zic așa.
Cartea indică foarte clar că trebuie să vă știți care vă sunt punctele voastre forte și să le folosiți, pentru că acestea vă ajută ca să obțineți un loc de muncă chiar și acolo unde ați greșit, chiar și acolo unde nu a mers lucrurile. Deci așteptați-vă ca să aveți succes în ceea ce vă interesează, puteți să obțineți mai mult succes dacă aveți mai multă siguranță de voi, da? Poate să mai reprezinte faptul că o femeie vă poate ajuta foarte mult în ceea ce vă interesează pe voi, deci în ceea ce aveți voi nevoie. O femeie are o foarte mare importanță pentru voi. Din punct de vedere sentimental, aici trebuie să fiți atenți că aveți poarta focului, aveți o probă de trecut, să zic așa, o probă destul de dură. Aveți grijă să nu vă ardeți pentru o anumită persoană, spre exemplu, sau să nu intrați în foc pentru o anumită persoană, sau va fi o zi în care pasiunea, dragostea, energia, noutățile și impulsivitatea își spun cuvântul, da? Deci este o zi în care așa mai agitată, poate, mai pasională, în care vă puneți, poate să fie și începutul unei noi dragoste, poate unei noi relații, da? Deci puneți mai multă pasiune în ceea ce faceți, sunteți mai pasionali, vă îndrăgostiți pe neașteptate, poate, da? Poate să fie vorba de o persoană din semn de foc. Poate că vă vine cineva în viața voastră chiar mâine, vă treziți că vă faceți o nouă cunoștință, da? Sau se face prezentă în viața voastră o persoană pasională, o persoană fascinantă și mai impetuoasă, așa, dar poate că nu este o persoană prea foarte constantă, să zic așa, care nu prea ia lucrurile în serios, care nu face angajamente serioase. Este foarte posibil ca să se schimbe ceva în viața voastră radical mâine, din punct de vedere sentimental. Posibil că va trebui cumva să dați o probă, ca să zic așa, și ca viața voastră să se schimbe. Va trebui să trageți acea probă de foc, da? Dacă treceți bine, dacă nu, nu. Deci veți fi supuși într-un fel sau altul la o probă și voi va trebui să faceți față din punct de vedere sentimental. Acum să vedem și din punct de vedere al banilor, aici trebuie să fiți atenți. Pentru că apare o situație înșelătoare, atenție să nu fiți păcăliți, furați, mințiți, atenție cu ce persoană aveți de a face, da, la locul de muncă sau unde vă puneți, aveți grijă cu unde vă lăsați documentele, actele, da, PIN-ul la card, da, aceste lucruri, pentru că este o poartă falsă. Aveți grijă să nu fiți păcăliți, să nu fiți înșelați, să nu fiți mințiți sau furați, da? Cumva banii voștri cumva se pot pierde. Pentru că există aici o poartă dublă. Aveți grijă și când faceți cumpărături pe site-uri, spre exemplu. Dacă nu cunoașteți site-ul, nu intrați să faceți cumpărături online. Sau folosiți cardurile acele reîncărcabile pentru sume mici pe ele, pe care doar să, pentru ce, ca să nu poată să vă acceseze conturile. Deci, în orice caz, în problema cu banii, voi trebuie să fiți atenți. Unde vă puneți banii, cu ce fel de cumpărături a fost, nu fiți înșelați la cumpărături, spre exemplu, când vă duceți să vă treziți că v-ați cumpărat 3 produse și v-a trecut că ați cumpărat 5 și vă plătiți dublu. Se mai întâmplă acest lucru și mie, din păcate, mi s-a întâmplat la supermarketurile astea, aglomerație mare. Nu sunt atentă, nu mă uit apoi la cumpărături să văd dacă într-adevăr îmi corespunde prețul cu produsele care le-am cumpărat și mă trezesc acasă când am niște produse în plus trecute pe bonul fiscal care mi se dă la casă și nu e prea târziu ca să mai contez ceva pentru că mă mai întorc pentru a mai face discuții inutile că oricum ce e trecut, e trecut. Deci fiți atenți la buzunare, fiți atenți cu cumpărăturile, fiți atenți cu hoții de buzunare sau cu ce afaceri vi se propun pentru a câștiga bani, pentru că sunt niște lucruri ascunse care vă pot duce în probleme. Cam asta e și pentru cei care și-au ales varianta pietrei pe roz pentru ziua de mâine. Haideți să vedem și pentru ultima variantă. Varianta pietrei albe, cum va fi ziua de luni.
13 ianuarie, la ce vă puteți aștepta, pentru ce vă veți bucura, atât pentru profesie, bani, carieră, cât și pentru dragoste. Voi aveți și voi o șansă, mi se mai dă o șansă, dar veți fi supuși unui probă. Acum, fie că sunteți într-o relație, fie că sunteți singuri, fie că la locul de muncă, fie la banii, da? Deci aveți niște probe. Aveți o șansă, o oportunitate, nu este foarte mare, dar depinde de voi dacă treceți această probă, poate. Sau depinde la ce v-ați gândit voi, oricum ar fi, aveți o probă. Da, aici aveți vești. Deci, în prima fază, din punct de vedere profesional, al profesiei, al carierei, examene, spre exemplu, carieră, profesie, loc de muncă, aici îmi apare că aveți vești, comunicați, vă reluați relația sau vă reîntoarceți la locul de muncă, mâine e luni, reîncepeți munca, spre exemplu. Există și comunicare, există și discuții pe care le faceți, acorduri, vă înțelegeți mai bine, ca să zic așa. E armonie la locul de muncă, înțelegere, noi speranțe, poate, se reînnoiește, poate, relațiile se reînnoiesc cu colegii, cu partenerii de afaceri, se comunică mai bine, poate că luați legătura chiar și cu persoane de la distanță. Este o carte pozitivă, în orice caz, care anunță că se termină problemele. Se termină poate vacanța, se termină poate concediul, da, weekendul. Veți găsi soluție la o problemă. Practic, cartea anunță că soluția la problema voastră este foarte, este la aproape de voi. Foarte repede vă vin niște vești care vă dau încredere în viitorul vostru, spre exemplu, legate de muncă, poate chiar. Foarte important pentru voi mâine va fi comunicarea cu ceilalți. Deci poate că nu ați fost prea bine înțeles, nu v-ați făcut prea bine înțeles, acum aveți o șansă să vă înțelegeți mai bine cu celelalte persoane care le aveți legat de muncă, legat de serviciul vostru, da, de profesie. În orice caz, cartea vă sfătuiește pe voi să nu rămâneți ancorați la trecutului, da? Deci să încercați să extrageți lecție din trecut și să priviți cu viitorul cu mai multă încredere, să aveți mai multă speranță, pentru că vedeți, aici mi-a ieșit poarta curcubeului, mi-a ieșit acest curcubeu, ceea ce face legătura între două lumi, între două persoane, da? Deci simbolic face legătura între poate chiar lumi diferite, da, interese diferite, situații diferite, dar reușește să aducă, iese soarele, deci după o perioadă poate mai întunecată, mai ploioasă, mai negurată. Din punct de vedere sentimental, aici mi-a ieșit poarta prizonieratului, ceea ce îmi spune că poate sunteți izolați, însingurați, nu aveți prieteni, poate nu comunicați, nu mai comunicați cu persoana iubită, da, deci poate sau voi simțiți nevoia să vă izolați, da? Sunteți blocați, poate, într-o relație, aveți piedici, vi se pun piedici ca să nu aveți o relație, poate și acest lucru. Sunteți constrânși, poate, într-o relație care nu vă place, care vă face să vă simțiți izolați, să nu vă simțiți bine, sau sunteți voi neliniștiți, pesimiști, sau aveți senzația de impotență. Nu puteți să faceți nimic, nu puteți să schimbați nimic, nu puteți să schimbați situația, nu vedeți ieșirea, nu aveți ieșire pe moment, deci mâine nu, nimic nu se schimbă, ca să zic așa, în ceea ce vă doriți voi. Este o perioadă, este o dificultate care practic vine din niște factori externi, da? Deci poate din cauza unor raporturi negative pe care le-ați avut cu alte persoane. Deci, care poate țin și de sunt și de natură economică și laborativă. Este foarte posibil ca să aveți dificultatea și comunicării cu alte persoane. Sunteți practic blocați într-o situație negativă care nu vă aparține, și dar
în acest moment, orică nu vreți să ieșiți, orică nu puteți, sunteți blocați de alții ca să ieșiți din această situație, da? Deci cineva încearcă să vă împiedice ca să ieșiți, să vă eliberați de o relație, de o situație, să socializați, să găsiți prieteni, să vă faceți prieteni, deci sunteți blocați, să știți, aveți grijă. În orice caz, este foarte posibil ca să nu reușiți să acționați, nu știți cum să acționați. Poate vă simțiți și rău, poate sunteți, vă simțiți, să spun, în inferioritate față de alte persoane, nu reușiți voi să vă deschideți. În orice caz, cartea îmi vorbește despre faptul că cheia ieșirii din situația în care sunteți voi este tot la voi. Deci depinde de voi, trebuie să aveți mai mult curaj, să aveți mai multă voință, mai multă ambiție, mai multă determinare, să fiți mai pozitiv, să gândiți mai pozitiv. Iar din punct de vedere al banilor, aici mi-a ieșit poarta închisă, deci este foarte posibil ca mâine să nu primiți banii de care aveți nevoie, să vi se închidă niște oportunități, să nu fiți refuzați, poate, dacă vă doriți una niște bani. Cereți cuiva niște bani, spre exemplu, să nu vă acorde. Aveți niște obstacole, niște refuzuri sau munciți mai mult degeaba, sunteți blocați, da? Deci faceți niște sacrificii. Vă vor veni, că mi-a ieșit aici din prima această carte, că va fi și vești bune. Dar pe moment, ziua de mâine, în mare parte este mai mult blocată și din punct de vedere sentimental și din punct de vedere al banilor, într-un fel sau altul. Deci, cartea practic indică faptul că nu este momentul mâine să câștigați bani, să primiți bani, să... Atenție, nu cheltuiți nici bani, pentru că și acest lucru vă poate aduce probleme, da? Deci va trebui să mai așteptați până vă împliniți dorința la ce aveți voi legată de bani, da? Deci, în orice caz, sfatul cărții este să nu vă lăsați descurajați de obstacolele care le întâmpinați mâine, ci doar să așteptați că momente mai favorabile, pentru că ele vin. Va ieși din prima carte această carte a curcubeului, da? Deci se întrevăd și soarele, lumina la capătul tunelului, vine și soarele pe strada voastră, chiar dacă pe moment mâine sunteți blocați într-o situație. Sau aveți grijă să nu vă blocați singuri dintr-o prostie, da? Poate să fie și acest lucru, adică să înceapă bine ziua și apoi voi cine știe ce să... poate pentru că nu știți cum să evitați niște situații care nu sunt ale voastre, dar intrați în ele fără voie. Deci aveți grijă să nu vă blocați aici, din punct de vedere și sentimental și al banilor, da? Cam asta e tot și pentru cei care și-au ales ultima variantă a pietrei albastre. Sper că v-au plăcut aceste predicții și că v-au răspuns la întrebări, că v-ați regăsit în aceste etalări pe voi, persoana iubită, situația pe care o gândiți pentru ziua de mâine, ceea ce vă doriți voi să realizați pentru ziua de mâine. Și vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube și vă doresc în continuare o seară plăcută și, bineînțeles, o zi de luni excelentă din toate punctele de vedere. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!